Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Rompos TV. Invitat special în emisiunea de astăzi, directorul, scenaristul, actorul, director de casting, Florin Chevorchian. Și mulțumim pentru timpul pe care ni-l acorzi. Cu mare drag, bună dimineața, vă spun, cred că la voi este dimineață. Florin, ești de origine româno-armeană. Unele dintre caracteristicile care i-au făcut foarte simpatici și iubiți pe armeni sunt capacitatea de adaptare, fidelitatea. Pornind de la această idee, cum te-ai reinventat în perioada pandemiei COVID-19? Cum reușești să-ți continui activitatea? Director de casting, actor, scenarist, regizor? În momentul în care a început pandemia, practic, am luat-o ca pe o afecțiune care ar încerca să ne blocheze cumva și nu înțelegeam foarte exact de ce. Apoi, chiar dacă începuseră să fie cazuri destul de grave, mai ales în spitalul de la Suceava și la Hunedoara, datorită faptului că eram singur, fără copii în preajmă, mi-am asumat riscul de a intra într-un grup de voluntari care să transporte materiale medicale sau alimente sau cum să spun, instrumente medicale sau tot ceea ce aveau nevoie oamenii din zonele afectate. Așa că am mers în Suceava, care este, spun pentru ascultători, care, dar ei știu că sunt români, nu? Deci este orașul din nord, cel mai frumos oraș, cetatea de scaun a lui Ștefan cel Mare, și am mers spre Suceava până între primele săptămâni după pandemie, după declanșarea ei oficială, și la Hunedoara, chiar la o săptămână sau două distanță. Deci în două dintre focarele de infecție. M-a ferit Dumnezeu, am prieteni deja care s-au stins datorită acestui virus. Nu pot să spun nici că este ușor, nici că nu este, nu discut despre aceste lucruri. Pot să spun doar că îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu l-am avut până acum și probabil că știe ce știe. Deci trăim în continuare, lucrăm în continuare. Mă bucur că ne putem reinventa, însă fără să uităm că esența umanității nu trebuie afectată de ideea acestui virus. Dacă trecem prin acest război, pentru că mi se pare că este un război mediatic în orice caz, ar trebui să ieșim mai curați după și mai puternici și să nu uităm să întindem mâna după, să nu uităm să ne luăm în brațe, să nu uităm să sărutăm mâinile doamnelor, să nu uităm să ne pupăm copiii pe obraj. Pentru că dacă acest virus ne va face să fim mai puțin oameni, atunci înseamnă că lipsa de umanitate câștigă. Și nu cred că acesta este sensul meu. Calități pe care le au armenii, iarăși mă întorc la calitățile pe care le ai și tu, fiind de origine armeană, româno-armeană, este faptul că ești onest, dinamic, descurcăreț, harnic, gospodar, nu ești zgârcit, ești chiar generos și ești un bun patriot. Aici, pe dealurile line ale Moldovei, în acest ținut de vis, și-au găsit armenii loc de ocrotire încă din secolul al X-lea. Cu rădăcinile frânte în Orientul îndepărtat, ei au avut puterea de a renaște pe orice meleaguri au ajuns, pentru a-și duce mai departe drumul sacru și neștiut, lăsat lor de bunul Dumnezeu. Se spune că doi frați armeni, Donavac, negustori de turme de vite, au poposit la poalele acestui deal cândva prin secolul al XVI-lea, în drum spre târgul de la Beci, Budapesta. Și în timpul nopții au visat pe Maica Domnului și au auzit îngerii cântând.
au promis atunci că de vor avea câștig din negustoria lor, vor ridica pe coama acestui deal o mănăstire dedicată Maicii Domnului. Aproape de granița de nord a țării, la doar 2 mile de Suceava, a fost înfăptuită una dintre cele mai frumoase, mai hăruite și mai gingașe mănăstiri din toată țara Moldovei. Hach Gadar. Înainte, pe coama dealului, ar fi existat un lăcaș de rugăciune, se pare ocrotit cu moaște sfinte, și o cruce sfântă de piatră, de unde și numele de Hach Gadar, cruce pe colină. Te rog, vorbește puțin despre producțiile tale de film, în care ai ajutat ca armenii, am înțeles, număr de câteva mii în România, să fie vizibili, să fie cunoscuți de restul țării și internațional. România a fost prima țară din lume care și-a deschis porțile etnicilor armeni, cetățenilor armeni, după genocidul, și spun asta și îl pot numi genocid pentru că știu că el a fost recunoscut în Canada, genocidul împotriva armenilor din 1915. Legătura armenilor cu România este de un timp foarte scurt, cred că un mileniu, în curând. Se pare că primele vestigii ale trecerii armenilor pe pământ românesc au fost găsirea unor monezi în Botoșani, undeva prin anul 1057. Știu asta pentru că următorul film, unul dintre proiecte, este despre Botoșani, Raiul Armenesc. Am început deja filmările la el, este în curs de finanțare proiectul și, cu voia lui Dumnezeu, probabil că îl voi termina. Așadar, dat fiindcă este mai mult de un mileniu de legături armeno-române, sigur că îmi face plăcere să vorbesc despre uniunea dintre două popoare creștine, dar mai mult de atât despre principiile armenești, așa cum spui tu, de familie, de iubire pentru copii, de oameni muncitori, de oameni creativi, de oameni care se rezistă la greu și se poate renaște. Aș continua cu întrebarea legată de filmele la care ai lucrat în calitate de regizor. Ți s-a întâmplat să ai proiectul finanțat înainte să scrii scenariul sau s-a întâmplat să-l câștigi la un concurs de scenaristică cu proiectul tău, cu scenariul tău și să aștepți finanțarea? Cum este să-ți dedici viața acestei meserii în care niciodată nimic nu este sigur? Pot spune că este lucru pe care îmi place să-l fac și indiferent câte greutăți mi-a dat Dumnezeu, ca încercări, altceva nu vreau să fac. Dar nu este deloc ușor, nu este o plutire pe ape, nu este un zbor pe cer senin, nu este o planare pe deasupra incendiilor, și din potrivă seamănă mult mai mult cu puterea păsării Phoenix de a renaște din cenușă, dacă poți. Uneori rămâi acolo, prăjit cu totul, ars, mai rău ca în al doilea război mondial. Unii oameni pot să moară în flăcările filmului atunci când ard pe meterezele lui ca să-l trăieze. Nu este deloc lesne. Mulți m-au întrebat, de pildă, după Bucovina, unde am avut o dispariție de jumătate din buget, și m-au întrebat cum de-am rezistat și cum de mai stau în picioare. Sunt dator la bancă, sunt dator echipei mele, filmul rezistă și l-am dus până la capăt ca regizor și dacă el vă transmite emoții, atunci îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a putut face asta. Dar din punct de vedere al producției este un gol. Următorul proiect, alt proiect pe care l-am făcut despre o piesă de pildă, iarăși a rămas undeva într-o jumătate de finanțare în lipsă, pentru că el era angajat în a fi jucat în toate comunitățile și cred că s-a dus de-abia într-o treime dintre ele, datorită costurilor ridicate.
E un risc pe care ne-l asumăm. Tu îmi vorbeai despre primul meu film, sigur că se poate, Dumnezeu mi-a dat primul meu film ca să văd că se poate și așa. Adică prietenii noștri evrei au spus, Florin, noi vrem să facem un film cu tine și au spus, da, sigur că da, atunci trebuie să-mi dați subiectul, eu să scriu scenariul, îl dăm la concurs printr-o casă de producție, o să ne vină banii, după care facem pregătirea filmului, alegerea castingului, filmare și tot. Și după o lună de zile, când m-au sunat din nou și le-am spus aceeași poveste, că parcă nu înțelegeau, ei mi-au spus, Florin, când e gata scenariul, banii sunt în cont. Și în clipa aceea, în 2 săptămâni, am avut o motivație limpede să fac scenariul, în 2 săptămâni să fac pregătirea, să filmez apoi și într-o lună și jumătate filmul era gata. Se poate și așa. Asta ca să înțelegem că din clipa în care pornește o finanțare, atunci poți să vorbești despre realizarea unui film într-un timp optim. Dacă nu, cea mai lungă perioadă din realizarea unui film este, de fapt, perioada lui de adunare de fonduri. Chiar și prin concursuri pentru ACNC pe care le-am câștigat, cred că am 2 sau 3 concursuri câștigate, unul chiar cu o coproducție româno-canadiană, dar care n-a mai fost realizat până la urmă, cu Izabela, Izabela, un film pentru copii, despre o maimuțică care fura un diamant într-un muzeu al totemelor din Canada și, mă rog, o poveste foarte frumoasă de altfel. Și datorită unor bugete care nu s-au împlinit, filmul s-a lăsat pe o perioadă nedeterminată. Poate că este un proiect pe care publicul canadian va dori și eu n-am nicio problemă să-l fac. E un film foarte frumos de acțiune și pentru copii și de dragoste și de umor și de toate cele. Spun că uneori bugetul se capătă foarte ușor, iar alte ori poți lucra ca tornatore de pildă, care și acum mai așteaptă încă bani, 10 ani, de 10 ani de zile, pentru filmul lui Stalingrad. Asta este, este în riscul regizorului. Florin, ești și actor, ești și director de casting. Cum reușești să te dedublezi atunci când ai selecția pentru casting pentru producțiile din România, dar chiar și producții internaționale? Ai lucrat cu coloși ai cinematografiei mondiale, Francis Coppola, Costas Gavras și mulți alții. Cum reușești să te dedublezi? Pe de o parte a mesei ești actorul și partea cealaltă ești directorul de casting care trebuie să facă cea mai bună selecție. Evident că mă ajută toate studiile pe care le am și eu am senzația că sunt un conglomerat fericit de învățăminte pe care probabil că Dumnezeu a avut așa, în sensul în care am terminat actoria. Apoi mi-am dat licență în studii post-universitare de regie de film. Apoi am dat master în scenaristică. Mă rog, doctoratul meu este doar pentru dreptul de a lucra în universități. Și toate acestea sunt practic într-un cerc perfect, zic eu. În clipa în care fac castingul, nu fac altceva decât să ofer actorului care este în fața mea ceea ce mi-ar face mie plăcere ca actor să primesc când mi-aș da un casting. Îi dau textul din timp, îi dau timp să-l învețe, îi dau explicațiile de rigoare, îl fac să se simte bine, într-un sens, dacă vreți, optimizat al industriei de film, pentru că dacă el se simte bine, îmi va da mie un maxim de calitate pentru castingul pe care eu l-am. Acesta este motivul pentru care, chiar dacă nu mai fac casting la fel de des cum au continuat colegi de-ai mei, care am început împreună în perioada 2000, în primul film al lui Costa Gavras, eu am rămas ca acel casting director, cum să spun, memorabil în mintea actorilor, pentru modalitatea de a da castingul.
Plus că undulația cinematografică este în funcție de secvență și puneam pe ei în valoare și s-au simțit foarte bine în castingurile mele. De altfel, primul meu film de ficțiune a pornit de la un casting foarte bun și actorii au venit la mine și au spus vreau să facem un film cu tine pentru că mi-a plăcut foarte mult cum ai lucrat cu noi. Deci de asta spun că se combină. În plus, regizoral vorbind, îmi este mai frumos, mai leste să văd decupajul pe care și-l dorește un regizor într-un film, într-o secvență de film și să filmez castingul actorului punându-l în valoare ca pentru filmare efectivă. Și nu de puține ori mi s-a întâmplat ca undulația pe care am folosit-o de pildă să fie inspirație pentru regizor să spună, mi-a plăcut foarte mult de la casting, am să preiau ideea și nu e ideea mea, e ideea din scenariul tău, așadar este un schimb profesional foarte bun. Sau, la fel cum am făcut de pildă, am avut plăcerea să lucrez pentru CDF, pentru un film unde nu sunt în credite de altfel, un film mamut, Die Deutschen, un film care urmărea un mileniu de istorie europeană în contact cu civilizația germană și unde am avut cel mai mare casting posibil, 160 și ceva de actori români, cam 250 cu totul în tot filmul, o filmare pe o perioadă de 8 luni de zile, cu doi regizori diferiți și practic a trebuit să fac programele pentru toți actorii, puzzle-ul tuturor actorilor, în funcție de fotografii de epocă, sculpturi de epocă, foarte interesant de altfel, cu atât mai mult cu cât în afară de regi, care au picturi sau stampe de când sunt mici, ceilalți își capătă dreptul de a avea o efigie abia în momentul maturității lor, când au dovedit că sunt ceva pentru comunitate. Asta înseamnă undeva la 40-50 de ani. Ori, momentul când el a început viața, este undeva la 20 de ani, când el și-a început studiile. Iar eu trebuia să găsesc actorii la 20 de ani care se semene cu imaginea îmbătrânită de la 50. Wow. E foarte interesant ca să cauți. Practic, sunt studii antropologice, aș putea spune. Sunt studii de structură facial-corporală, sunt studii de istorie în care eu analizez cam care erau structurile fizice ale momentului respectiv istoric, ce anume activități aveau acei oameni și cum erau ei din punct de vedere fizic. Dacă erau sportivi, dacă erau luptători, dacă erau oameni de ai clerului, înseamnă că erau deja supuși studiilor, aplicați în locul unde erau plini de umezeală. Deci trebuia să discut toate astea cu regizorul ca să facem puzzle-ul cel mai potrivit pentru distribuția filmului. Știindu-se de altfel faptul că distribuție bună înseamnă cam 80% din valoarea unui film. Pornind de la experiența ta de director de casting, ce sfat ai da actorilor de origine română care sunt în Canada și care urmăresc această emisiune? Pregătirea pentru audiție este, de fapt, rol. Le spun să nu ia niciodată o audiție doar ca pe audiție. Că să-și ceară textul din timp, și asta pot să vă spun numai de la mine, citire, Dragoș Bucur, de pildă, la primele lui audiții, când era chemat și se spunea, poți să înveți pe loc, Dragoș, textul? Și spunea, da, sigur, nu e nicio problemă. El fiind chiar având o memorie foarte bună de altfel, își lua textul și își găsea un motiv să se ducă acasă. Urgent. Avea probleme copii, mașina, ceva, da? Și revenea abia peste două zile la casting când știa textul perfect, când avea personajul deja înfiripat, când își răspunsese deja la toate întrebările stanislavskiene și avea pregătirea pentru personaj pe rol. Un casting pe care îl dai, și l-am dat acum câteva zile, un casting director destul de cunoscut, deci vreau să-i dau numele din România, în care mi-a spus, vorbește-ne despre tine pur și simplu. Sigur că l-am vorbit în limba engleză, am făcut și glume, am încercat să traversez anumite gânduri, anumite situații pentru un fel de show-uri despre mine.
Dar ăsta trebuie pregătit, pentru că altfel el este doar o bifare a faptului că ai și un showreel. Nu! Fiecare filmare trebuie să fie optimă. Fiecare probă este un rol deja luat. Trebuie să-l gândească ca și cum ar fi deja în filmare, ca și cum ar traversa deja situațiile personajului. Trebuie să știe că acel fragment este doar un fragment dintr-un puzzle care înseamnă construirea unui rol întreg pe film. Și atunci el vine cu energia și cu forța unui actor care deja a luat rolul și pe care îl vezi. Asta înseamnă să ai șansa de a fi bun. Pentru că doar astfel intri în cei 5 actori final, care este lista scurtă. Niciodată nu va avea nimeni un singur actor pe rol, nu din motive de răutăți personale, în niciun caz, ci pur și simplu de producție. Se poate ca în acești 5, dacă faci casting în stilul care eu fac, ai 2 variante egale pe rolul principal, ai încă o variantă care este altfel decât primele 2, posibilă, da? Într-o altă viziune regizorală, și ai alte 2 variante care sunt pentru sănătate sau pentru buget. Așadar, între aceștia 5, tu trebuie să fii primul. Este o luptă acerbă. Că la un moment dat poți să ajungi, și am trecut prin asta culmea chiar când am terminat facultatea, numai că datorită alegerilor pe care le-am făcut vis-a-vis de familia mea inițială și de ideea de a avea copii și altceva, m-am retras din acest tip de casting-uri ca actor. Este momentul când ești deja bun și deja te cheamă regizorii fără să mai fie nevoie să dai casting. Doar te întâlnești cu el într-o discuție sau într-un lucru pe rol. Mi s-a întâmplat asta an mai târziu cu Corneliu Polumboiu. În momentul în care mi-a spus: Florin, deja te știu, te-am văzut pentru Polițist Adjectiv, erai în probele finale împreună cu Vlad Ivanov, sigur că am spus, sigur că te înțeleg. Și acum vii doar să ne întâlnim pentru probă. Asta este un alt tip de casting. Să se ducă cu încredere, cu forță, cu determinare și urmând orice tip de actorie pe care vor ei, fie că este Michael Chekhov, fie că urmează pe bătrânul Stanislavski, care este cel mai sănătos, fie că merge pe stil Meyerhold, dacă vrei că poate să fie și asta, fie că merge pe Stella Adler, indiferent ce stil de actorie ar avea, el trebuie să fie străpuns și pătruns de dificultățile și de bucurile fiecărui rol, în profunzime și în liniștea lui omenească, urmându-și drumul lăsat de Dumnezeu. Vorbește extraordinar de frumos, ceea ce mă duce cu gândul la unul dintre proiectele tale, un film de succes despre Bucovina. Am căutat Bucovina în inima femeilor care au păstrat acest tărâm de bazm, fiu și nealterat de ura noastră cea de toate zilele. Pentru mine Bucovina înseamnă o mamă. Germanii, rușii, ucrainienii, rutenii, huțulii, evreii, armenii, grecii, italienii, toți s-au unit pe un pământ numit România. Dacă nu ai familie, ești foarte singuratic, ești foarte trist, nu ai nici de la Dumnezeu un ajutor. Și unește iubirea, în primul rând, și urmă sinceritatea, prietenia și copiii. Soțul meu, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus: Moțule, în viața mea a apărut cineva, dar nu vrem să ne despărțim. O iubești? Da. Răbdare, răbdare și încă o dată răbdare.
calul are patru picioare și se mai împiedică și cade, iar mite omul în două picioare. S-a așezat un zaț pe inima, ierți. Nu există nicăieri în lume un alt loc ca Bucovina, unde totul să se întâmple împreună. Cântă cucu, bată-l vina, de la sună Bucovina. Cântă cucu, bată-l vina, de la sună Bucovina. Vrei să ne spui câteva cuvinte despre povestea acestui film? Povestea acestui film s-a născut într-un stil clasic, așa cum am învățat noi la facultate, despre realizarea unui proiect. A fost atât de frumos încât era prea frumos ca să fie adevărat. De obicei ni se spune că ți se vede un film anterior, vine cineva la tine și spune mi-a plăcut foarte mult filmul, nu ai vrea cumva să faci un film despre un alt subiect, tu crezi în asta, te duci mai departe și începi să faci informațiile așa cum l-ai învățat, să capeți subiectul, să afli despre zona, să creezi povestea, să-ți vină finanțarea, să semnezi contractele, să semnezi parteneriate, să-ți găsești echipa cea mai bună și să poți să realizezi filmul, ducându-l apoi spre faza de montaj, de post-procesare, sunet, de trimitere în festival, îl spun, pentru că știu că tu treci acum prin exact același domeniu, da? Și apoi să ai distribuitor asigurat. Ei bine, acest film este în sine, este primul meu film realizat după ce nu a mai fost sub sprijinul aparent, dacă, al numelui fostei mele soacre. Da. Și este filmul eliberat, practic, prin mine însumi. Nu că celelalte nu ar fi fost, pentru că subiectele eu le-am scris, le-am discutat numai în cercul de, cum să spun, de lucru al familiei. Eu am fost pe platou de filmare, eu și cu soția mea de atunci, Izabela Bostan, l-am lucrat în montaj, așadar a fost un lucru în echipă, egal. Bucovina a fost proiectul meu absolut independent. În ceea ce privește regia și producția și gândirea lui, mi-aparțin în totalitate, motiv pentru care îmi asum inclusiv eroarea financiară care nu a venit de la mine personal, tu știi cum este să capeți finanțare sau nu, eu o voi finanța mai departe cu voia lui Dumnezeu. Cert este că acest film a fost făcut într-o maturitate, să spunem, artistică. Am plecat pe acest subiect. Am adus televiziunea preajma mea prin oameni care m-au sprijinit și au spus de ce n-ai venit tu să faci o coproducție cu televiziunea română? Îi mulțumesc astfel lui Mihai Alexandrescu, lui Boris Felimirovici, care m-au trimis apoi spre Demeter Andraș. Demeter, simpatic și minunat actor, regizor, producător, mi-a spus dar de ce vorbești tu numai despre comunitatea armenească când în Bucovina sunt 12 comunități, evident, inclusiv maghiară, dar cea din care face el parte. Și atunci am dezvoltat filmul în loc pentru unilateral, a devenit pluricultural, dar a devenit și de 12 ori mai dificil ca film. Mi-am asumat acest lucru, am plecat și am făcut faza de documentare de o lună de zile, timp în care am stat și am scris la Hagi Gadar, mănăstirea care, de altfel, are un nume ce înseamnă împlinirea dorințelor și este un subiect unui alt film pe care eu l-am făcut. Am stat desculț în iarbă, am mâncat jitniță și mămăligă și am ascultat poveștile oamenilor. Doar așa s-a născut subiectul filmului Bucovina
scenariul pe care l-am scris acolo, început la Hachgadar și terminat în București, scenariul care de altfel este o combinație între film de ficțiune și film documentar, în clipa în care va da Dumnezeu să am finanțare, voi continua acest proiect în partea lui de ficțiune. Cristian Afanasov este evident elementul principal și îi mulțumesc în mod special acum, pentru că el a venit și mi-a spus: Florin, nu mai face încă un film despre Bucovina, așa ca toți ceilalți, plaiuri bucovinene, cum costumele bucovinene și toate cele 12 comunități. Și am spus, atunci hai să găsim esența. Și aproape din cercetare în cercetare am descoperit că esența Bucovinei nu stă în femeile superbe care locuiesc acolo și am minte la câteva dintre ele, nu locuiesc nici în bărbații extraordinari și adevărați care înseamnă stâlpul familiilor de acolo, ci stă în bunici. Pentru că bunica bucovineană, indiferent de naționalitate, că ar fi armeancă, evreică, grecoaică, italiancă, că ar fi rusoaică, ucraineancă, rutenă sau huțulă, că ar putea să fie germană, maghiară, poloneză sau cea româncă, care este cumulul tuturor celor 12, această bunică este aceea care dă credința copiilor, care îi învață primele rugăciuni, care învață bunătatea, generozitatea omenească, cum să-și asculte familia, care este sensul lor în viață, care este scopul și sensul existenței unui bărbat în familie și este de respectat, care este sensul mamei care dă naștere mai departe viitoare generații și înveți învățămintele lui Dumnezeu, indiferent de credință, indiferent de limbă sau cultură, înveți de fapt respectul unui om față de celălalt. Uniunea Europeană s-a născut în Bucovina și nu invers. În Bucovina legile unor uniuni europene sunt organice, sunt create între oameni, aceea de întrajutorare, de sprijin reciproc, de respect, de prețuire și de asta m-a făcut mare plăcere să fac acest film. De asemenea, acest film și-a căpătat valorizarea din partea televiziunii române, în special datorită doamnei Laura Florescu, care este director de achiziții al televiziunii. Colega de-a mea din televiziune, o persoană minunată, profesionist de săvârșit. Absolut. Și mă bucur că mi-a dat Dumnezeu inspirația ca după ce am vorbit cu ea să o rog să vadă filmul. Pentru că ea mi-a spus, altfel este un produs, ok, este o coproducție a televiziunii române cu Arca Film Production, care este firma ta, are posibilitatea de a fi proiectat și o să găsim un loc bun în care să fie văzut. Și eu nu știu de ce am simțit în momentul acela, habar n-am ce, dar am spus, până că mi-a permis să-i spun pe nume, Laura, te rog ceva frumos, te rog vezi-l. Te rog, uită-te la el ca să știi tu altfel, cu sufletul și nu cu mintea, unde și cum să-l propui. În 2020, filmul a fost dat de Ziua Bucovinei pe 28 noiembrie pe 3 programe diferite ale televiziunii române. Pe TVR Internațional, pe TVR3 și pe TVR Moldova. Sigur că premiile filmelor mele sunt, dacă vreți, date de popularitatea pe care o capătă în publicul obișnuit, atunci când ei îl văd și când vin după aceea și îmi spun, Florin, mi-ai făcut seara mai frumoasă. Este premiul pe care eu îl am. Nu știu dacă este important, nu știu dacă nu este, nu știu dacă poate fi scris într-un CV, dar el așa pare, din cunoștințele mele, că poate doctoratul nu l-am luat degeaba, că este esența artei spectacolului din perioada antichității și până în prezent. Noi nu facem spectacole pentru a ne le pune singuri în sufragerie și a ne bucura intim de ele, ci spectacolul are esența lui în a comunica un mesaj de gând și un mesaj emoțional către public, deci altfel nu și are sensul.
Aș dori să mă întorc acum la ceea ce spuneai, importanța bunicilor bucovinene sau a bunicilor în general. Nu știu dacă știi, dar în Canada, în provincia Alberta, este satul Boian, un sat geamăn al Boianului din Bucovina. Și am avut deosebită plăcere să mă duc să filmez un reportaj, să văd bisericuța românească, cimitirul românesc, și să vorbesc cu canadieni care au avut bunici bucovinene care au venit în Canada și s-au stabilit pe pământul canadian, iar canadienii spuneau în limba engleză: noi suntem români, iar cea mai importantă persoană din viața mea a fost, și spuneau în română, bunica. Bunica. Și pe urmă continuau în engleză: care făcea pâine, care a avut grijă de noi, care ne-a povestit despre viața ei, cum a emigrat, cum au luat pământul și așa mai departe. Deci ai multă dreptate, bunicile sunt foarte importante. Dezvoltarea personalității copilului exact. În mod corect. Da, e adevărat, și dacă cei din Boian vor dori, poate că voi veni odată. Sigur. Să proiectez filmul acolo și să avem un, hai să spunem în engleză, Q&A, să avem o discuție despre film, cu întrebări despre cum se face proiectul și despre acasă. Nu vreau să mă gândesc la lacrimile din colțul ochilor voștri în clipa în care vă gândiți la acasă și la ce este în țară, pentru că este acel gen de emoție pe care eu îl am o viață, neputând să trăiesc în Armenia și trăind în alte țări unde doar vorbesc despre Armenia. Evident că noi suntem rupți pentru totdeauna de acel loc și în clipa în care mă întorc în țară, eu simt cum simt vibrația pământului. Simt energia pe care o are acel loc. Simt forța culturii și a istoriei acelui popor în sângele meu, în clipa în care calc din nou pe acel pământ. În momentul în care m-am dus pentru prima oară acolo, când aveam 33 de ani, abia atunci am ajuns în Armenia, a fost singurul loc din lume unde abilitățile mele de orientare în spațiu s-au topit și eram tot cu ochii pe pereți, văzând numai tuful vulcanic, ascultând limba armeană, văzând oamenii mei și spunând: nici nu știu unde sunt, dar sunt acasă. Florin, care este sportul tău preferat? Sportul? Sunt plurisportiv, aș putea spune. În notul este unul dintre ele: mersul pe jos, atletismul, basket, tenis, kayak, echitație, de asemenea îmi place, urcatul pe munți. Florin, te opresc aici, pentru că te dezminți a fi armean. Te dezminți a fi armean 100%. Sportul cel mai important pentru armeni este șahul. Se predă în școli. Cum stai cu șahul? Adică, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, Florine? Că ai pierdut materia asta obligatorie în România. Noi armenii l-am învățat așa, să facem ce ne place cel mai tare ca domeniu, pentru că vom face o viață. Asta am fost needucați. Spre deosebire de prietenii noștri evrei, de altfel, și o să vă spun mai de diferențele. Și în ceea ce facem, să încercăm să fim cei mai buni. Acum recunosc, șahul nu a fost materia mea de săvârșită, dar asta, probabil că și-a dat tata seama mai devreme. Și atunci m-a lăsat să fac toate celelalte sporturi. Am respect pentru armenii. Ai scăpat, trăind în România, ai scăpat de materia obligatorie care este șahul, care nu e deloc un sport simplu. Acum, cum îți plac pantofii? Te rog să-mi spui. Ai o pasiune pentru pantofi? De ce mă întrebe asta? Pentru că cel mai vechi pantof din lume are o vechime de 5500 de ani și a fost descoperit într-o peșteră din Armenia. Acum, genetic, ești interesat sau nu de pantof? Nu știu, persoane care cumpără sute de perechi de pantof și niciodată nu sunt fericiți. Cum stai cu pantofii? Îmi place să am pantofi comozi și rezistenți. Okay. Faptul că primii pantofi au fost descoperiți în Armenia este un semn al faptului că ei erau, de fapt, pribegi și în neamul lor negustoresc aveau grijă
să calce pe ceea ce trebuie ca să ajungă unde trebuie. Ce-ți place să mănânci, Florin? Mâncarea armenească. Mâncarea orientală special. Iar greșești. Iar greșești. Trebuie să te aduc pe calea cea bună. Mișcarea globală a alimentației vegan a fost inițiată de către un armean. Eu cred că acel armean a plecat din Armenia, ne putem suporta toate picanteriile și toate mâncărurile care sunt în Armenia. Dar pot să spun, apropo de vegan, s-ar putea să fie ceva. În Armenia nu există salate decât dacă vrei tu. În Armenia mănânci carnea puternică, grea, de oaie, de berbecuți sau de vânat sau de ce vrei. Nu mai spun că este flambată, arsă, picantă, în toate felurile. Iar tot ceea ce este salată este pus natural lângă tine. Că este cimbru, că este mărar, că este orice, iei și muști direct din. Asta este tipul. Deci poate că el a evitat partea de carne și a intrat doar în partea de plante și a dus-o mai departe, pentru că oricum sunt extrem de aromate și foarte plăcute. Sigur, sigur. Deci e foarte popular raw food la, aici în Canada și în toată lumea e foarte popular. Cum stai cu banii, nu te întreb, dar vreau să-ți spun că tot un arman a inventat ATM-ul, bancomatele. Ei sunt recunoscuți de gustor. Deci altceva. Să știi că armenii au fost unii dintre primii care au inventat cecurile. Acum adevărul, și ATM-ul. Adevărul fiind de fapt așa, este împărțit ca invenție cu cavalerii templieri. Și am să-ți spun imediat o scurtă poveste, care este de altfel și în filmele mele. Se cheamă de la Caffa înspre Lvov. Pe acest drum făcut de armeni constant, Lvov, Botoșan, care este la jumătatea distanței, și Caffa, existau evident o mulțime de volani nebeliști care au fost dintotdeauna, care atacau convoaiele. Ca să nu mai piardă cu toții și bani și mărfuri, au descoperit o modalitate de a lăsa bani în Caffa și de a lăsa bani în Lvov. Și ei plecau doar cu cecuri, cu hârtii scrise, cu ștampila lor. Și ei plecau cu acest cec de mână, evident rudimentar, și aduceau, în clipa în care lăsau într-unul dintre băncile din aceste două orașe, capete de drum, cu ștampila lor aveau dreptul să retragă banii. Deci era un sistem pe care îl învățaseră, dar îl învățaseră de la templieri. De ce? Pentru că în aceste peripluri lungi, ei aveau nevoie de un sprijin, de cineva care să-i apere. Negustorii armeni știind să facă bani, nu știind neapărat să mânească sabia. Și atunci au angajat cavaleri templieri. Asta nu înseamnă că armenii nu sunt războinici, sunt foarte războinici și foarte cruzi, pentru că au fost învățați să fie așa. Au învățat la un moment dat când i s-a tăiat mâna dreaptă, nu spun neapărat de cine ca să nu-ți fie oprită emisiunea, dar de ocupanții din acea vreme ai armenilor, au învățat să se lupte cu mâna stângă. Suntem niște oameni care răzbat prin durere și prin foc și reușesc să supraviețuiască. Și au, practic, ei s-au dus mai departe, cum să spun, cu aceste obiceiuri, fie de a fi luptători, fie de a fi negustori, fie de a fi meșteșugari, fie de a învăța carte. Am fost întrebat la un moment dat, apropo de armeni, că mă tot întrebe, și eu sunt armean român. Sunt armean 100% și român 100%. Am jurăminte făcute la amândouă părțile lumii. Eu am jurăminte pentru Armenia, că o apăr în cazul în care mi se cere și mă duc acolo și am datoria de a mă lupta ca militar. Și am jurământ de asemenea făcut în România, în care dacă este nevoie, dacă este caz de limită, mă lupt pentru România. Iată calitatea ta de patriot, de care discutam, ca o caracteristică a armenilor în general. Nu știu dacă știi, dar unul dintre cei mai recunoscuți și iubiți regizori canadieni, Atome Goyan, este armean, canadian armean. Evident că urmărim filmele și evident că mi-a făcut o mare plăcere să fiu
odată cu filmul Ararat, cred că a fost lansat festivalul Golden Apricot în Armenia, prima ediție, și eu am avut atunci acolo prezentat un film despre genocidul armean. Un film pe care, de altfel, pot să vi-l dau de asemenea cu drag, Sacrificiu, un film făcut cu un operator armean în Muzeul Genocidului și, cum să spun, în clipa în care filmam amândoi, filmam fotografiile într-un anume fel, o să-l vedeți dacă vedeți filmul, este ca un panoramic pe care îl face în adâncime un panoramic descriptiv al fotografiei și, practic, ea devine un fel de film. Amândurora ne curgeau lacrimile pe obraz și eu vorbeam cu el, el neștiind decât armeană și rusă, înțelegând puțin engleză, eu înțelegând rusă și vorbind engleză, și alesesem pentru el două cuvinte, sirun, shat sirun, care înseamnă frumos, foarte frumos. Și în rest eu îi cântam cadrele. Îi cântam melodia armenești, el să știe viteza de filmare și spuneam da, 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 di, di, di. E timpul să te apuci de canto și de lecții de șah, Florina. Nu glumesc. Florina, mulțumesc pentru interviu. Sper să mai revii și cu alte ocazii la emisiunea Rompos TV. Mulțumim pentru poveștile pe care le-ai împărtășit audienței din Canada și îți dorim mult succes în continuare cu proiectele tale. Cu siguranță vrem să te revedem și cu alte ocazii în emisiune. Mulțumesc mult! Doamne ajută! Eu îmi doresc doar atât, dacă îmi permit să spun. Îmi doresc mai mult decât oricând, deși mi-am dorit și înainte să văd Canada, nu să văd Canada, cât să văd canadieni de aproape. Pentru că altfel vom învăța că putem să vizităm și Marte prin intermediul videoului. Până când ne vom duce pe Marte să o călcăm cu piciorul nostru, măcar toate părțile Pământului unde mai există oameni, să ne reînvățăm, să ne vedem de aproape, să ne dăm noroc, să ne luăm în brațe și să ne sărutăm pe obraz. Să nu uităm că suntem oameni.